Animalele au nevoie de o perioadă de adaptare, după care vor putea fi admirate de vizitatorii grădinii zoologice. Ele au fost plasate în cuște ascunse de ochii oamenilor, mai ales că drumul până în Moldova le-a fost greu și le-a sleit de puteri. Acestea sunt niște colivii profesionali de transportare a animalelor sălbatice, acolo unde au apă, au aerare, dar totuși sunt stresate, mă rog, când se încarcă, când se descarcă, când doar ei nu se deprinși cu aceste acțiuni și oricum să au niște, spunem așa, niște nervozități încă. Taurul de stepă are doar 3 luni, dar deja are 100 de kilograme. Când va mai crește, el va ajunge să cântărească aproape o tonă. Specialiștii spun că este sănătos, dar deocamdată nu are o pereche. În schimb, leopardul zăpezilor este așteptat de o femelă. Angajații menageriei speră că, în curând, această pereche de leopardi va avea pui. Ну, я считаю, что это прекрасно, знаком с прекрасным, и это очень интересно. Детям, где бы они еще увидели, если не взять зоопарк. А, стоим букуратор. Да, пентру копии букурии. Это очень даже хорошо, потому что есть что детям посмотреть, есть где, как говорится, что-то узнать нового. Animalele au fost aduse la grădina zoologică din capitală, din Austria și Cehia. Leopardul zăpezilor și taurul vor fi arătați publicului în cel mult o lună. Victoria Criucova, Victor Cuzmin, Publica TV.